Bună, eu sunt Camelia. Dragii mei, bine ați venit la mine acasă. Nu ne mai aflăm în bucătăria gătește-ușor.ro. Ne aflăm în locul unde locuiesc eu, la curte. M-am gândit să fac câteva filmări în care să prezint câteva aspecte ale vieții mele cotidiene. Așa este și clipul de astăzi, în care vom arăta cum se tranșează o pasăre de curte. Vom porni de la stadiul acesta al păsării și apoi am să vă arăt cum se jumulește și cum se tranșează. Sper să vă placă și să vă fie util un astfel de clip. Pentru mine este o activitate cotidiană, pentru că noi facem chestia asta de destul de mult timp, crescutul păsărilor de curte. Îi rog pe cei mai sensibili să nu se simtă lezați de această filmare și sper să nu îi deranjeze prea tare. Așa că acum o să alegem o pasăre. Poftiți în curtea găinilor. Noi am ales să facem această activitate pentru că ne dorim să consumăm carne cât mai sănătoasă și pentru că poate părea ciudat, dar ne plac găinile și nu ne deranjează aspectul acesta al sacrificărilor. După cum puteți să vedeți, au un spațiu destul de mare în care să se desfășoare și ocupă timpul ciugulind tot felul de chestii, făcând noroi. Aici sunt resturile unui dovleac pe care le-am dat mai devreme. Le dăm verdeață, mâncare și avem grijă de ele și asta este, din când în când le mai și sacrificăm. Avem două tipuri de păsări, sunt păsările roșii pe care le ținem pentru ouă și ulterior o să se transforme și ele în ciorbă și puii aceștia albi care sunt pui de carne și pe care îi luăm și îi creștem în special pentru a-i transforma în ostropel. Am avut mai mulți pui. Aceștia albi sunt cei care au rămas. O să încerc să aleg unul mai greu. În principiu, asta este categoria... Mă! Asta ar putea să fie unul. Ce faci, mă? S-au jegărit un pic pentru că a fost aplouat și s-a făcut un pic de noroi aici. Acesta e cocoșil al nostru, e singurul cocoș pe care îl avem, protejează întreaga adunătură de găini și ține așa un pic de ordine. Acesta o să fie cocoșelul, cred că e cocoș, după creastă. Să mergem să ne apucăm de treabă. Nu vă speriați, n-am să tai eu pasărea, n-am să vă arăt cele ce urmează, pentru că nu vreau ca toți prietenii mei vegetarieni să nu mai urmărească canalul nostru. Am să rog un vecin să facă acest lucru și o să ne vedem un pic mai încolo. Cea mai neplăcută operațiune legată de toată activitatea asta cu păsările a luat sfârșit. Avem aici puiul și acum va trebui să ne apucăm să-l opărim și să-l jumulim. Înainte de toate am să-mi pun ceva pe cap. Mai ales că toată lumea mă tot bârâie să-mi pun, să-mi acopăr părul atunci când lucrez. Ei bine, pentru prima dată îmi acopăr și eu părul. Este o basma care mie îmi place foarte mult, să știți, pentru că e foarte veche, de la o bunică. Cred că am strâns-o destul de bine. Acum am să intru în bucătărie. Aici e bucătăria noastră de vară, unde facem tot felul de activități din astea. Am să scot o oală cu apă clocotită. Apa a dat în clocot, opresc focul și am să o scot afară. Voi băga pasărea în apa clocotită cu picioarele în jos. A intrat și capul. Și folosindu-mă de o lingură am să o scufund. Nu trebuie ținută foarte mult, timp de câteva secunde, până când încep să se desprindă fulgii din aripi și se curăță picioarele. E momentul să o scot de picior. E important să aveți grijă să nu vă frigeți. Și am să o pun într-o cratiță. Am să scot și capul. Da, Maxi? Acesta este unul dintre căței mei. Și acum, după ce am scos-o, foarte rapid, începem să-i jumulim pielea de pe picioare, care se jumulește foarte ușor. Unele persoane verifică dacă pasărea este pregătită de opărit jumulind pielea de pe picioare. Mie mi se pare mai relevant la aripi. În felul acesta curățăm
ambele picioare ale păsării și ghearele foarte bine. Bun. Asta se mai curăță și ulterior. Acum se aude Ozi, care nu vrea să ne lase în liniște, și cealaltă gheară. După ce am terminat de curățat picioarele, am să mă apuc să jumulez pasărea, pană cu pană. Este o operațiune care durează destul de mult. Visez să-mi fac un deplumator. Deplumatorul este o chestie într-un butoi cu un motor care te ajută să jumulești pasărea foarte repede. Până una alta, asta este modalitatea tradițională prin care fac activitatea asta. Vă sfătuiesc ca pe aripi să trageți penele una câte una, pentru că vedeți, riscați dacă trageți mai multe, cum am făcut eu, să crape un pic pielea, dar nu e o problemă. Dragii mei, am terminat de jumulit pasărea, începe să arate așa ca un pui, ceea ce rămâne pe el o să se ducă la pârlit. O să-l pârlim și o să-l frecăm cu mălai. Acum mai am doar de jumulit căpățâna, ceea ce voi face în continuare, la fel ca mai devreme. Am terminat oficial de jumulit, trebuie să vă spun că e partea care nu prea îmi place de la toată chestia asta cu puiul. Acum am să iau puiul și o să mergem în bucătărie la aragaz pentru a-l pârli, astfel încât toate tuleele și firele de păr care rămân să se ducă, să se topească. Am să-l învârt așa pe toate părțile, cu mare grijă să nu mă ard sau să mă frig. Oricum, dacă mai rămân chiar și după pârlire, le mai pigulim după aia. Am terminat de pârlit puiul, eventualele urme de tulei am să le mai iau ulterior, nu trebuie pârlit nici foarte mult. Mai am de pârlit și căpățâna, am să-i desfac ciocul, am să bag o lingură. Am să pârlesc, asta se pârlește cel mai ușor. Am pârlit și căpățâna, am să opresc focul și aici am mălai cu care am să frec puiul, astfel încât toate punctele acelea de negreală să se ducă. Iar acum va trebui să spălăm puiul. Am să-l pun în chiuvetă și am să-l spăl foarte bine și apoi am să-l las să se scurgă un pic. După ce am terminat de spălat puiul, începe partea care mie mi se pare cea mai interesantă, și anume tranșatul. Pentru asta aveți nevoie de un cuțit foarte bine ascuțit, un cuțit mai mic care să aibă lama mai îngustă de preferat. Am să iau puiul și am să încep cu ghearele. Este pe aici pe undeva o încheietură care trebuie nimerită, uitați, se desface, și care ne lasă să desprindem piciorul. Bun. Apoi am să tai ghearele. Am tăiat pe toate și așa arată piciorul. Mai rămas un pic, dar se curăță foarte ușor. Am să-l pun într-un bol, să fac la fel și la celălalt picior. Știu că, în mod normal, elementele astea nu se găsesc la pui de cumpărat din magazin, dar așa e la pui de curte, folosești toate lucrurile. Apoi am să tai aripa, întâi de la mijloc. Eu nu vreau să tai aripa întreagă așa cum se găsește la magazine, prefer să o tai în două, mi-e mai ușor așa. Și am să-i tai vârful. Și aceasta este aripa. Iar apoi am să tai partea superioară a aripii. Trebuie să ne ghidăm după încheieturile păsării, ca să zic așa. Aici este destul de clar că putem să tăiem. Tăiem ușor pielea. Deja s-a desprins. Și apoi căutăm tot așa încheietura și tăiem partea superioară a aripii.
Și voi proceda la fel și cu cea de-a doua aripă. Vom spăla din nou puiul, pentru că vedeți că mai este sânge de pe aici pe acolo. Tai vârful și din partea asta. Se taie foarte, foarte ușor. Bun, așa arată partea superioară. Iar acum o să atacăm copanele. Aici, tot așa, unde este piele, tăiem ușor cu cuțitul. Tăiem pielea. Și desfacem ușor copanul. El se desprinde. Am nimerit chiar încheietura. Și am să-l desfac. Așa arată copanul. Aceasta este modalitatea de tranșare a puiului pe bucăți. Se poate tranșa astfel încât să rămână întreg dacă vreți să-l puneți la cuptor. Dacă vi se par utile aceste clipuri, putem să facem și o variantă în care tranșăm puiul întreg. Îi scoatem doar măruntaiele, nu-l tranșăm așa cum fac eu acum. Și am scos și cel de-al doilea copan. Iar acum problema mai spinoasă este cu organele și cum desfacem puiul din momentul acesta. Trebuie să avem foarte mare grijă să nu străpungem organele și mațele. Avem aici pieptul în partea de sus. Aici este piele, o apucăm ușor și tăiem. Trebuie să străpungem cu foarte mare grijă, astfel încât să nu înțepăm mațele. Și de aceea este nevoie de un cuțit cu lama îngustă, astfel încât să reușim să intrăm pe lângă piept. Ușor, ușor, ne ghidează puiul. Am să bag mâna înăuntru, astfel încât să desprind un pic membranele care țin organele. Dacă observați aici, deja se vede ficatul și trebuie să avem grijă să nu-l înțepăm. Bun. Iar acum să vedem dacă reușesc să desfac toate coastele astea. E o operațiune care este nevoie de un pic de forță. Este ținut doar de pieliță. În partea asta este gușa. În mod normal, la abatoare și la diversi crescători, puii se țin nemâncați timp de o noapte sau o zi înainte de tăiere. Eu nu practic chestia asta pentru că nu știu niciodată pe care pui am să-l tai, așa că nu fac activitatea asta. Am terminat cu pieptul, am să-l pun în bol. Iar acum mai avem câteva operațiuni. Trebuie să desprindem gușa de restul puiului și trahea și ce alte chestii mai are el pe aici. Asta este gușa, vedeți, puiul meu a mâncat destul de mult înainte de punctul ăsta. Iar acum, tot așa, ușor, ușor cu mâna, astfel încât să nu spargem nimic. Am să băgăm mâna pe lângă spinarea puiului pentru a scoate organele și mațele, ăștia sunt plămânii pe care îi distrug eu aici, dar e ok că nu ne trebuie. Toate organele și care se desfac. Cred că pot să spun acum că puiul nostru a fost fetiță, nu cocoș, așa cum am avut eu senzația. Bun. Iar acum va trebui cu mare grijă să tăiem între os care este aici și mațe, să nu tăiem mațul, nu e deloc bine dacă tăiem mațul. Așa, și pe partea cealaltă la fel, vedeți, asta este chestia pe care vrem noi să o scoatem. De fapt, tărtița e asta, asta e fundul găinii, că ce să credeți, de fapt nu e fundul, e cloaca, așa se numește. Desprind. Bun. Și am reușit să desfacem spinarea. Acum o să ne ocupăm de organe, sper că n-a leșinat nimeni până în punctul acesta. Tot așa desfacem tot felul de membrane de pe aici. O să încerc să desfac inima. Am să tai ușor cu cuțitul. Se și vede până unde avem inima. I-am desfăcut membrana pe care o are ea, apoi am să o spăl foarte bine. Iar acum avem aici ficatul, dar ce ficat frumos. Bun. Acum e o mare chestie la care trebuie să fim atenți, și anume fierea. Pentru că dacă se sparge chestia asta verzuie de aici, vedeți, cred că se vede destul de bine, tot ce avem noi aici se va transforma într-o chestie amară și nu ne dorim deloc treaba asta. Am să mă asigur că desfac foarte bine ficatul de aici, de pieliță, înainte de a tăia.
Bun, ficatul e prins în două părți, aici o dată cu fierea și aici de restul organelor. Am să tai mai întâi aici. Bun, și l-am desprins. Iar acum cei doi lobi, ia să vedem cum să tai. Să tăiem un pic din ficat, astfel încât să desprindem cu tot cu partea care ține fierea. Vedeți, n-am tăiat-o, este în continuare aici, sacrificăm un pic din ficat. Da, nu e o problemă. Mai are o mică membrană. Bun, am să-l pun și pe el în bol. Și din toată povestea asta, de aici mai avem pipota. Deja nu mai e o problemă. Nu prea mai avem ce să spargem. Pipota se desface și ea de toate membranele astea. Bun. O să tăiem aici. Pipota este organul cu ajutorul căreia găina noastră digeră mâncarea. Vedeți că e plină de chestii. Am să o tai așa, pentru a o putea desface, cu mare grijă să nu ne tăiem. Vedeți că are o grămadă de mâncare aici. Curățăm toată mâncarea asta. Și are membrana asta groasă, pe care va trebui să o desprindem. Am merit. Și care se desface imediat. Bun. Și așa arată pipota. Mai curățăm diverse. De pe aici am să o tai în două. Bun. Toată chestia asta se aruncă, nu mai e nimic util aici. Avem acum spinarea. Aici deasupra târtiței este o mică chestie, este o glandă care secretă un fel de ulei pe care găinile îl ciugulesc cumva și își curăță penile, pe care trebuie să o îndepărtăm, vedeți? Și o dăm la gunoi. Iar apoi am să tai vârful târtiței. Apoi trebuie să desprindem gâtul. Bun, am tăiat gâtul, am să-i tai și partea aceasta unde a fost tăiat puiul. Bun, și așa arată, mai curățăm pielițile astea de pe aici. Iar acum avem în continuare spinarea, care se folosește la ciorbă, pe care va trebui să o tai în câteva bucăți. Eu nu prea reușesc să fac chestia asta. Ia uite că acum am reușit. Și aici ne rămâne spinarea. În mod normal, dacă aveți putere, puteți să o tăiați. Eu nu am niciodată puterea să fac chestia asta, așa că de obicei o las în forma asta, pentru că oricum o pun la ciorbă. Și ultima chestie, mai este și căpățâna. N-ați uitat de ea. Am să mai tai tot așa partea asta în care a fost tăiat puiul. Bun. Nu mai este nimic de curățat. Și pe deasupra nasului va trebui să intrăm foarte bine cu cuțitul până la capăt, pentru a desface căpățâna. Vedeți că a ieșit cu tot cu trahee, gât, cum să-i zic. Cam asta a fost tot. Avem o căpățână bună de pus în ciorbă. Cam asta este traseul de la pasăre care zburdă liberă în curte până la castronul cu pui. Iar acum am să merg din nou în bucătărie pentru a spăla foarte bine toate bucățile de pui. Trebuie să le spălăm cu multă grijă și apoi eu am să le las la scurs. Așa arată puiul în varianta gata de a fi pus la mâncare sau pus în congelator. Eu, în mod normal, din piept, pulpe și aripi fac friptură la cuptor, mâncare și nițele. Iar folosind ghearele, căpățâna, gâtul și spinarea fac ciorbă. În funcție de cât de multe pipote, inim și ficat am, fac ficat la grătar sau fac mâncărică de pipote cu inim, diferite preparate. Acestea fiind spuse, am terminat. Sper să vă fie util acest videoclip și sper să nu vă supere prea tare pentru că v-am arătat așa ceva. Pentru mine este o activitate cotidiană, așa cum este pentru toate persoanele care trăiesc în mediul rural și au păsări pe lângă casă. Fac chestia asta pentru că îmi plac găinile, pentru că îmi place să mănânc mâncare sănătoasă și să știu de unde provine carnea de pui, cel puțin pe care noi o consumăm în familie. Și mi se pare important să vedem totuși traseul cumva de la pasărea vie la
bucățile de carne din farfurie, pentru că mi se pare că ne îndepărtăm un pic de lucrurile acestea când cumpărăm tot timpul bucăți de pui ambalate frumos și gata pregătite de a fi puse în farfurie. Sunt mai multe aspecte ale poveștii astea decât doar să desfacem folia de pe caserolă. Dragii mei, asta a fost tot. Sper să mă urmăriți în continuare pe pagina de Facebook și pe canalul de YouTube gateșteușor.ro. Vă urez spor la treabă!